conștientizez de faptul că suntem parte integrantă dintr-o mare familie europeană, dar pe de altă parte să încurajez să nu uite trecutul nostru milenar, să nu uite de ceea ce presupune tradițiile noastre și să le respecte și de asemenea să le promoveze. Într-adevăr, trăim o perioadă, o epocă a globalizării, dar identitatea noastră națională nu trebuie să fie perturbată niciodată de nimic și ori de câte ori avem ocazia să ne mândrim cu faptul că suntem români, să ne promovăm valorile noastre naționale, fie că vorbim de persoane, personalități, fie că vorbim de, eu știu, obiecte, obiceiuri și lucruri asemănătoare. A fost rezultatul unui proces istoric. Românii și-au dorit, cu mult anterior anul 1877-1878, două lucruri. Unirea și independența. Trebuie să mai înțelegem următorul lucru. Că acest proiect de țară nu s-a putut realiza decât și cu concursul unor mari puteri. Acest lucru este valabil și astăzi. Un context internațional să ne fie favorabil. Spunea domnul profesor foarte bine că România au reușit să pună Europa în fața faptului împlinit. Am reușit să eludăm în sens național, în favoarea noastră, anumite hotărâri ale marilor puteri. Trebuie însă să mai subliniem câteva lucruri. Din fericire pentru noi, secolul XIX este secolul națiunilor. Că și germanii și italienii și încep, odată cu românii, procesul de formare a statului național. Și trebuie să înțelegeți faptul că noi românii suntem primii care înființăm statul național înaintea germanilor și a italienilor. 24 ianuarie 1859 avem statul național unitar român modern. De-abia în 1861 apare Italia. Și de-abia puțin mai târziu se va proclama al doilea Imperiu German în 1871 sala Oprinsului la Versailles. Asta trebuie să subliniem meritul de necontestat al românilor, a unei adevărate generații, a generației pașortiste, care a pregătit aceste acte, actul de unire, actul de independență și care a pregătit, nu-i așa, domnule profesor, opinia publică internațională. Însă această independență va fi câștigată pe câmpul de luptă și spunea domnul profesor aici cu grele sacrificii, grele sacrificii și datorate faptului că România era un stat tânăr, înființat la 1859, iar armata română, o armată tânără înființată după 1829. Avem acea telegramă la 19, datată la 19 iulie 1877, în care Marele Duce Nicolae îi spune lucrarul întâi să facă demonstrațiunea și fuziunea de urgență, pentru că altfel vor fi cu toții omorâți de otomani. Și apropo, ca să știți, după 23 august 1944, au încercat până în 58 sovieticii să pună mâna pe această telegramă și să o distrugă. Pentru că era singura dovadă a faptului că armata română fusese chemată de ruși acolo să lupte. Și din fericire pentru noi n-au reușit să o obțină și să o distrugă. În fapt, noi eram în aceeași situație în care au fost americanii în 1776. Eram practic independenți. Decât o sumă mică, 800.000 de lei era la data respectivă, adică un tribut ne mai lega de o dependență față de Imperiul Otoman. În rest, practic, aveam, și sigur, nu aveam prerogative de politică externă foarte mari. Cu toate că Alexandru Ioan Cuza este cel care a înființat statul major general al armatei române, dar care a înființat și Ministerul de Externe și primele ambasade ale României. Doar un stat suveran independent putea și avea prerogative în acest sens. Ura! Isacule, dar în spate tu ardele tu!